Bună, domnișoară! Nu sunt domnișoară, sunt doamnă! Da? Pe ce te bazezi? Pe experiența mea. Eroare! N-ai acte! Ce acte? Că ești doamnă, nu ești măritată, ești domnișoară, ce naiba! Ai, mă, Dinule, nu mă mai insulta și nu mă mai bat jocorii! Din punctul de vedere al statului de drept, o doamnă este o persoană care are un soț și poate face pui vii pe care să-i alăpteze. O domnișoară nu poate naște pui vii. Aha, te înșeli! Nu te crezi, Fecioara Maria, rămâi cu picioarele pe pământ și nu te lăuda cu ce nu ești. Adică nu mai spune că ești doamnă. Dragul meu, tu ești un savant, un înger. Un diavol. Nu, n-am spus diavol. Doar ai gândit, nu? Ei, na. Eu văd prin tine ca prin geam. Ești mulțumit că eu nu sunt o doamnă, că sunt o bleagă și că am rămas domnișoară? Nu sunt mulțumit. Cum poți fi mulțumit când te afli în fața unei domnișoare? Dar nu uita că domnișoara asta vine de la Roma. Și nu uita că la Roma am muncit destul de mult. Unde ai muncit tu? Păi cum unde? Pe străzi, în odăi, unde am găsit condiții cât de cât de muncă. Hai, nu mai face pe nebunul cu mine. Dar știi că în cetatea eternă am practicat cea mai veche profesie din lume. Adică am făcut trotuarul. Da? Da. Vai. Eu credeam că ai fost la Roma ca să te închini la catedrala Sfântului Petru. Aha. Eu înțeleg, Tudorițo, că tu, în orașul strămoșilor noștri romani, te-ai realizat prin eroismul faptelor cotidiene. La Roma ai fost și flămândă și însetoșată de dreptate. Ai fost și milostivă pe trotuare, nu? Stai! A oprit o mașină în fața casei. Și aici e pensiune, vine cine vrea, nu? Știi ce n-aș vrea? Să vină un călugăr. De ce, dragă domnișoară, n-ai vrea să-l desfințești? Ia uzi cum ai latră câinii. Ce faci, Dinule? Fumez. Dar nu mai fuma. Să nu dai foc într-o zi și hogeacului în care locuiești. Nu fuma că dai foc, nu mânca să nu faci burtă, nu iubi că te legi la cap copacoste și ce trebuie să mai fac ca să fiu liber? Nu te mai îmbăta cu iluzii că sunt droguri? Drogurile sunt singura mea sursă de venit. 2 ori 3 fac 54, 7 ori 9, 4. Nu exagerezi? Nu, certitudinea tablei mele a înmulțirii e singura igienă a spiritului. E o tablă a mulțirii absurdă. E tabla mea personală. Cu ea pot deconstrui trecutul cel mai secret, dinamica secretă a istoriei, istoria ascunsă a spiritului. 4 ori 3, 64. Clar ca braga. Și apoi? Asta este, gata, am înțeles. Spui tu așa ca să scap de mine, idiotul genial. Vorbele și calculele mele matematice ți se par cel puțin enigmatice, dacă nu cumva nebune de-a binelea, nu? Eu nu sunt în această clipă sublimă nici Dinu erou, nici Dinu bufonul. Da, pe naiba. Te tem că o să vină un călugăr criminal și nu o să te descurci în fața lui. De unde știi? Eu am calități paranormale, văd în trecut și în viitor. Bine, scumpule, du-te la tine acasă, Dinule. Ha! Du-te, citește, copiază, dar ieși prin ușa ce dă spre grădină. A sosit. Cine? Un macaronar? O cunoștință din cetatea eternă? Te încurc, da? Bine, mă fac nevăzut. Mă duc să trag o pipă. Dar ce ură avea câinii ăștia? Dar cine ești, nata? Știu... Dacă te latră câinele, înseamnă că ți simte frica. Hai, poftește! Poftește! Cârciuma e închisă astăzi, dar ceva de mâncare, sarmale, o ciorbă de pește acolo mai avem. Nu-mi e foame. Nu ți-e foame, nu ți-e sete, nu ți-e dor de codru verde. Mai ești cu cineva? Nu, cu nimeni. Câinii ăștia simt și ce nu-ți trece prin cap că ar putea să simtă. Simt când se apropie și moartea.